take this bitch over me. I can't use it anymore. It's getting darker, dark to see. I feel like I'm knocking on a heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on a heaven's door. Why take these guns away from me? I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Dragi prieteni, după această piesă a lui Bob Dylan, Knocking on Heaven Doors, începem vânturile, valurile din această după-amiază, în această după-amiază a duminicii de astăzi, o ediție specială, deosebită față de cele pe care le-am făcut până acum. Va fi o seară cu muzică rock și vom discuta despre muzica rock. Ceea ce am ascultat, piesa de introducere, îi aparține formației Perfect Noise. Și mă grăbesc să vi-i prezint pe acești minunați muzicanți. Oleg Iagovkin, voce, bas. Yuri Leu, voce, chitară acustică. Sergiu Cuceavăi, chitară acustică. Și Sebastian Nahaba, baterie. Cred că vă sunt dator cu o explicație. M-am întâlnit cu acești minunați muzicanți, i-am ascultat într-un local din Chișinău și după ce i-am auzit cântând, bineînțeles că mi-am adus aminte de muzica tinereții mele, a noastră, a generației mele, și mi-am spus cât de grozav ar fi să facem o emisiune cu acești muzicanți și să discutăm despre muzica care a marcat și mai marchează omenirea, formează gusturile muzicale, nu numai muzicale, în general gustul estetic. Și iată că, în sfârșit, după mai multe amânări, am reușit să ne întrunim aici, în platourile vânturilor, valurilor.
Îmi pare bine să vă văd aici în platoul acestei emisiuni despre cultură, despre muzică, pictură și multe alte genuri de artă, ca să vorbim despre rock. Sebastian, să începem cu tine. Iată o temă, rockul tinereții noastre și rockul de azi. Unde ne plasăm? Ce ascultam cândva, ce însemna rockul de cândva și în ce înseamnă rockul de azi? Rockul de cândva, asta pentru mine am fost anii 70. S-a început, de fapt, pentru mine personal, era un teren de dansuri primăvara. Și acolo, Anatol Neamțu cântau, eu cântam foarte multe piese de rock în programul lor și eu de acolo m-am lipsit de această muzică frumoasă și, în afară de aceasta, ascultam și Europa Liberă pe Cornel Chiriac, care avea o emisiune foarte, foarte interesantă pentru noi tinerii de pe timpurile acelea și în fiecare duminică stăteam cu urechea, așteptam să vină emisiunea. Erau prezentări de discuri, De la emisiunea lui Cornel Chiriac am auzit Deep Purple in Rock, Machine Head, tot de Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, sigur, Beatles și Uriah Heep și multe, multe alte formații care erau foarte populare pe timpurile acelea, anii 70. Știi, fiindcă ai povenit de Cornel Chiriac, poate ar fi cazul să le aducem sau să le readucem aminte celor care știau lucrul ăsta. Cornel Chiriac a făcut la Europa Liberă această minunată emisiune Metronom din 1969 până în 75. Inițial această emisiune răsuna la Radio București pe timpul lui Ceaușescu, dar după invazia Uniunii Sovietice în Cehoslovacia, emisiunea a fost interzisă. Cornel Chiriac a emigrat la München, a început să facă această emisiune și a fost omorât, a fost împușcat pe pragul postului de radio Europa Liberă în 1975, dar a avut un impact absolut enorm asupra tineretului din România. Hai să mergem un pic mai departe și Oleg, rockul de cândva, рокол дяз, чем семнат пентру тине рокол? Ну, Сева уже сказал, что как бы, для меня то же самое. Это рок 70-х, это Led Zeppelin, это Deep Purple, это Pink Floyd, это Queen. И все это мы как бы слушали. Была, как бы, как называлась радиостанция, где этот Сева Новгородцев из Лондона. Тоже, да. Мы ловили через глушилки вот это все и слушали. Я первый раз услышал «Назарет». Это по радио и было на «Вестерничениях»? Было это... Да, да, да. Глушило. Но мы умудрялись. BBC? BBC, наверное, да. Сева, новгородец. И первый раз тогда услышал «Hire the Dog», «Назарет». Я просто вообще чуть не умер. А до этого, конечно, мы переписывали на ленты. У меня был знакомый, у которого было вообще все. Начиная от Джимми Хендрикса и кончая, там, я не знаю, Pink Floyd, и Genesis, и Yes. И масса всего. У меня была куча музыки, самой разной. И я слушал только американскую и британскую музыку. Больше ничего не слушал. Вообще, я не мог просто ничего слушать после этого. Вы пытались все это? Да, да, мы пытались все это играть. Вот. Играли мы тогда с Севой на танцплощадке «Юность». Это на Бельском. «Юность», да. Тогда улица Бельского была. Мы старались играть, там прибегали эти инструктора всякие. И у нас это на Ботанике было. Да, 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 бывший парк. Парк. Там было очень весело. Битком всегда было, и мы играли Deep Purple, эту вещь, Sail Away. И на Доминате народ аж прыгал. Там. Народ сейчас эту музыку никто не то, что не танцует, а даже не слушает, к сожалению. Mm-hmm. Вот. Ну, как бы вот эта рок-музыка, это вообще все было для нас. Ну, кроме рок-музыки, мы слушали самую разную музыку, потому что мы музыканты. И мы брали с разных стилей для себя. Юрий, рок-ул де кандва, рок-ул де астез, есть его диференция? Да, диференция Мария, потому что то, что играли тогда, сейчас играют очень мало.
музыкантов эту музыку, и мы воспитывались, наше поколение воспитывалось на рок-музыке того времени, и, конечно же, мы несем это знамя, несем до сих пор, и очень уверенно, потому что если и будем нести неуверенно, то можем не донести. За нами никто не пойдет. Да, поэтому мы как в авангарде, скажем так, вот этого движения и будем продолжать эту традицию. Я то ați pomenit de acum practic câteva lucruri, dar aș vrea să ne referim la rock ca muzica, în primul rând, a tinerii generații, muzică de protest și muzica de rezistență. Fiindcă, în fond, noi am crescut în Uniunea Sovietică, da, unde era interzis rock-ul din Europa, din America, unde era, în general, ascultam la radio și era broiat radio-ul, nu da. Puteam. Iată voi, ascultând în anii aceia muzica rock, simțeați că opuneți rezistența acestui sistem de oprimare? Simțeați că erați în opoziție cu un regim care nu permitea să ascultați muzică? Da, asta era ca un protest al nostru, ascultând ceea ce era interzis. Dar știți că fructul interzis întotdeauna este cel mai dorit. Eu mi-amintesc un episod. Eram abiturient la medicină în 1970, și la Chișinău a venit formația mondială. Și eu am auzit... Da, asta era cineva a spus că... Dar eu știam despre ei de la radio. Și unu? Da, în 70. Nu, 70. 70. În 1970. Și au dat concert la Teatrul Verde. Valea Morelor acolo. Exact, exact. Teatrul de Vară. Teatrul de Vară, da. Se numea Teatrul Verde de Vară. Teatrul Verde, stund, da, se numea. Tot aceeași, da. Și eu am venit... Nu știu, în ultim moment, nu știu cum am aflat, dar știam despre formație de la radio, de la Radio București, Radio Iași, la noi mai era. Da, Radio Iași, da, da. Asculta multă lume, sigur că și, da. Și era atunci miliția pe cai, tineretul sărea peste gard, ăștia încercau să ne oprească, nu era posibil, noi am intrat acolo, mă rog. Și s-a început cu... S-a cântat și Hendrix, și Beatles, și multe alte lucruri, în afară de muzica lor, cântece proprii, da, primăvara, după atâta vânt și ceață, ea să arată soarele, dar după aia, la moment nu mai amintesc multe, multe altele, și la sfârșit vroiau să plece deja, formația vrea să plece de pe scenă, publicul nu-i dădea voie. Și... Tu ai fost prezent la concertul ăla? Da, eu am fost prezent. Alexandru Cazacu a fost prezent. Noi am fost acolo, în sala aceasta. A fost ceva extraordinar pentru noi. După aceasta, până nu de mult, n-a mai venit nicio formație din România. Până din anul 91-92, cam așa, a început să vină. Veneau pe la Moscova, peste tot, dar la noi nu le dădea voie să vină. Asta a fost. Da, Oleg, pentru scriitori, în rândul scriitorilor, erau dizidenți, nu știu, Solzhenitsyn, de exemplu, da? Era dizidență clară. Muzica rock, și asta facea dizidență, ea era muzică de rezidență, de rezistență? Ну, наверное, да, потому что, как бы, против системы, ну, не нравилось музыкантам то, что делает система, да, с культурой. Что рок-музыка – это мировая культура. И она присутствовала очень ограниченно в Советском Союзе. И запрещали, на самом деле, ну, как-то мы справлялись с этим. Но это да, это была форма протеста. Как бы мы играли то, что мы хотели играть. И у нас получалось. Вот, и я очень рад, что как бы, мы справились с этим. Ну, да, там иногда. Рок-у ка музыка де протест, музыка а тинерии генерации, музыка де резистенца. Ча ансемнат пентру тине? Пост протест? Я вспоминаю, когда я был совсем помоложе, моя старшая сестра, она включала такой приемник ЗИШ, такой ламповый, и ночами включала Европа Либеры, включала вот эти все, и там, когда передавали, кто поет, кто играет, она все записывала, у нее был дневник, и меня учила. И потом спрашивала,
кто поет. И я ей говорил, поет Битлз, поет. То есть она меня воспитывала в этом жанре, да, всем. И после того, как она проводила со мной эти уроки, она мне говорила, никому не говори, что я ночами слушаю Европу Лидер. И еще вот этот вот, как радисты на войне, знаете, чтобы не пеленговала эта вся система. И поэтому мы, благодаря ей, я, в принципе, моей сестре старшей, благодаря ей, я вот внедрился в эту всю систему, систему рока и вообще хорошей музыки, как бы мирового масштаба. Хай с мы ascultăm încă o piesă, Oleg, ce piesă va fi acum, ce urmează? Da, de Joe Cocker. Joe Cocker. Ok, să vă ascultăm. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, so you don't love me no more. Every time I call you, you are gone. Some fellas tell me that you're not at home. Unchain my heart, and please set me free. Unchain my heart, so baby let me be. Unchain my heart, so you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let our love go to waste. Unchain my heart, set me free. Absolut adorabil. În continuarea temei pe care am atins-o, din punctul meu de vedere, pe timpurile alea, exista un paradox. Muzica rock era interzisă, dar totuși tinerii, țin minte eu, noi, toată lumea asculta. De cum am spus unde? Europa Liberă, Vocea Americii, Radio Svoboda, bruiat, greu, dar oricum ascultam.
Iată, se cânta în tot felul de terenuri, de dans, da. Se cânta asta. Dar mai exista, și am să vă rog să vă amintiți, să vă împărtășiți cu memoriile, cu amintirile, exista încă o piață ilegală de discuri, de benzi magnetice. Unii se întâlneau la Chișinău, știu că într-un timp era la Ptișca, oamenii se întâlneau acolo, pe ascuns și arătau, făceau schimburi, vindeau. Voi unde cumpărați? Fiindcă erau făcute copii de calitate, deci nu mai cu fâșiitul de la Radio Europa Liberă, era chiar o calitate bună. De unde intrați în proprietatea acestor discuri și acestei muzici? Seba și restul, pe urmă. Da. Oleg și Iuri. Eu personal aveam un amic, după aia ne-am prietenit, Boris. El avea o colecție foarte bună acasă. Lui de peste hotare îi transmiteau. Dar el vineau prin contrabandă? Cum da, veneau aceste? Sigur. Asta aduceau marinarii. Aduceau, prin Odessa? Da, prin Odessa aduceau marinarii. Aduceau oamenii care lucrau în organele de stat, gen în corpul diplomatic. Erau persoane care lucrau și ei aveau acces să meargă în țările, adică după lucrul lor. Și ei aduceau discuri la cerere copiilor lor, prietenilor, mă rog. Și era Boris, el avea o colecție destul de bună, dar mai era și o chestie. El spunea, Seba, vezi că peste 3 zile vine discul cu tare. Dacă vrei să-l înregistrezi pe bandă. Pe banda magnetică. Da, banda magnetică. Aveam un magnetofon, se numea Tembr. Era destul de bun. Bun era. Bun, da, și înregistram pe el. La început plăteam bani, da, fiindcă îmi plăcea foarte mult și nici nu îmi puneam problema. Treptat ne-am prietenit, am mai dus pe cineva care tot aveau interesul ăsta și asta a fost una din surse. După aia mai era magazinul Melodia, numai că acolo se vindeau din lagărul socialist. Da, da. Se vindeau. Ei. Eu acolo am cumpărat formația Phoenix, primul disc al lor. Ceva, nu mi-am amintesc exact, din lagărul socialist, mai multe erau formații. Erau mega formația din, da, din Ungaria. Ungaria erau foarte multe, erau cehii, erau... De fapt, Ungaria erau foarte dezvoltați în muzica rock, aveau foarte multe formații pe timpul acelea. Cervonă gitară. Da, Polonieje, cervonă gitară sau... FSB, formația Studia da, Balcanton. Din, da, din Bulgaria, FSB erau formații. Au fost la Chișinău, apropo. Eu am fost la concert la ei. Extraordinar. Ceva incredibil. Și iată așa... plus, în afară de asta, era... mult se făcea, deci... era încă și un schimb de discuri. Schimb. Eu îți dau ție asta, ca tu să-l înregistrezi, tu îmi dai mie asta. Pe o zi, două, trei, mai era așa, un disc ca să-l ții 100, costa un anumit 10 rubli, sau nu știu. Și tu căutai pe cineva care e dintre a tăi cunoștință și făceai și îți întorceai. Deci era da, așa era o chestie. O piață, era o piață serioasă da. Și da, da. Se circulau și bani acolo. Da, totuși, sigur nu? Că da. Da, sigur, da. Da. Ole, tu de unde luai muzica? Eu prea în детство у меня были соседи, которые слушали Хендрикса, Криденс. Не было проблем вообще. Где они брали? А, они брали, я не спрашивал. А, я у них просто переписывал. За деньги, там рубль стоило, по-моему. Ну, да, да. Вот. А потом у меня был одноклассник, у него старший брат занимался форцой. Он, форцовка, это когда спекуляция называл вещами фирменными, джинсы и, кроме того, музыка. Олег, да, это код пенал, педепсия, потому что да, чеба. Да, блуджи, потому что блуджи, да, да, в генерал, да, у него они не опацит, а мага пушкария, потому что... Покупали у него фирменные шмотки, все это да. Вот. Потом, и он приглашал к нас, мы ему покупали бутылку вина, и он разрешал нам переписывать все, что угодно. У него было все завалено, завалено музыкой фирменной, и мы там писали бесплатно все. И я слушал с утра до вечера, и ночью слушал, я все время слушал эту музыку и не мог вообще без нее до сих пор, вообще, как заболевание какое-то. Больше ничего не мог слушать, только эту музыку. Юрий.
Я, опять же, повторюсь, вот благодаря моей сестре, она у меня была как, вот, как прививки делали сейчас от ковида, вот она, она мне прививала эту музыку, и помню, как сейчас нам купили магнитофон, родители ей купили в основном, она занималась этим. Я слушал ее. «Аида 9М» назывался такой Аидас. Магнитофон. «Аида 9М», да. Да, да. И Латвия. Вот она меня говорила маме, что я иду к друзьям, там, день рождения, и возьму с собой Юру, потому что, чтобы вы не волновались, что мы будем там себя культурно вести. И мы, когда туда приезжали с этим магнитофоном, там ребята, ее одноклассники, приносили бобины, потому что магнитофон был у нее. И ребята приносили бобины, я не знаю, где они их тоже брали. Санискулас. И там мы слушали Superstar, Jesus Christ Superstar, вот эту оперу, Джимми Хендрикс, Битлз, там вся, очень, да, очень много разных команд. И вот оттуда у меня были вот эти все, благодаря ей, эти познания. Что мы слушаем, Олег, что слушаем акума? Love Hurts. Да, Love Hurts. Это кто? Назарет. Love hurts, love skies, love moons and Mars. Many hearts, no tongue, no strong enough to take a lot of pain. Take a lot.
storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it's raining sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Yesterday, days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. So they say, it's rain, a sunny day. I know, shining down like water, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? Dragi prieteni, după ce am ascultat această piesă, Have You Ever Seen the Rain, continuăm seara noastră de rock, ascultând muzică rock și vorbind despre muzica rock în compania formației Perfect Noise. Aș vrea încă o dată să vi prezint pe acești minunați muzicanți, Oleg Iagovkin, Yuri Leu, Sergiu Cucereavăi și Sebastian Nahaba. Pentru începutul acestei părți, poate vă referiți un pic la această piesă, ce a însemnat, ce am ascultat, cine cântă și ce a însemnat piesa pentru voi. Da, piesa aceasta, din cât eu cunosc, este din repertorul formației Creedence Clearwater Revival. Eu eram student la medicină, și am obținut un disc, am cumpărat de la firma Melodia. Acolo erau, nu discul formației, era o compilație unde era piesa respectivă. Și mie mi-a plăcut așa de mult, fiindcă, de fapt, formația Creedence pentru mine a însemnat, era foarte simplu, cântat și frumos, acompaniat, mă refer la baterist.
Și zic, ia-mi să învăț eu. Și asta a fost prima piesă care eu am învățat-o. Deci, în casa unde locuiam, era o cameră în subsol, eu aveam acolo tobe, aveam un picup Vega, nu mai țin minte, mi-am cumpărat, erau niște căști, se vindeau atunci tot pe timpul acela, le-am pus și picupul stătea să învârtea discul, cred că l-am ros, ascultând și exersam. Și la un moment dat, asta era ziua de fapt, dar la un moment dat, la cineva din locatari nu i-a plăcut toată gălăgia asta și văd că se deschide ușa. Nu se poate atâta gălăgie aici. Gata, terminați cu asta. Eu zic, da, am înțeles. De atunci, dar asta a fost experiența mea și ce ține de piesa respectivă. A fost ceva foarte interesant. Iată, noi acum vorbim și mă gândesc la anumit parte a privitorilor noștri care ar putea să spună, domnilor, dar lăsați rock-ul, ce atâta vorbim despre rock? Și poate ar fi cazul să le explicăm sau noi să ne referim la rock ca la o adevărată știință a muzicii. Rock-ul, din punctul meu de vedere, este o academie a muzicii. Să trecem în revistă doar câteva subgenuri ale rock-ului. British rock, folk rock, rock psihedelic sau și progresiv, hard rock, heavy metal, punk rock. Cine dintre muzicanții de azi ar putea să-și bată capul cu asemenea număr mare de subgenuri, care altă direcție muzicală a dat atât de mult muzicii universale? Cum credeți? Eu cred că puțin dintre muzicienii de astăzi, nu, mă refer la generația de astăzi. Sigur că acum au apărut mult mai mult, este metal, este alternativ rock, care sunt și lucruri destul de interesante, dar foarte mult s-a simplificat, după părerea mea. Adică multe lucruri sunt mai primitive. Da, din punct de vedere ca interpreți, să zicem, să luăm, bateriști sunt foarte dezvoltați, picioarele, ei pot să cânte mai repede cu picioarele decât cu mâinile, și gitariști foarte vitezomani, dar s-a dezvoltat într-o direcție de tehnică. Curată, da, melodie, text, la text bine nu pot să mă pronunț așa, nu cunosc așa de bine engleză ca să mă pronunț la text, dacă vorbim de muzica în limba engleză, dar așa e părerea mea că totuși anii 70-80 au fost bogați și trupele care au mai rămas până astăzi, gen Guns N' Roses, Deep Purple, mai sunt trupe care concertează și până în ziua de astăzi. Ei, să zicem, duc steagul, da, acestei muzici. Formații noi altceva cântă, am zis, alternativ rock, metal, acolo tot sunt subdiviziuni mai multe de genuri. Da. Я хочу добавить, у меня сыну 22 года, он как бы играет на бас-гитаре, он живет в Латвии. У него своя группа, там еще одна. И он говорит, что его ровесники очень много слушают музыки 60-х, 70-х. Это и Хендрикс, это Лед Зеппелин, они просто сходят с ума от Лед Зеппелин. Просто знают наизусть все альбомы и стараются это играть. Говорит, просто полно. Не все играют, но все слушают. Что не все потеряно. Да, со сферам. Юрий, поэтому Олег, фестивалу де ла Вудсток, который практика омаркат оминирия, культура оминирия, да, говоря. Чан семнат пентру вой? Это была революция вообще в сознании. Да. После этого я открыл для себя, например, Сантану, Джо Кокера и много-много. Там фри команда была такая. Да. Что вот такое Дженис Джаплин, да. Я просто обалдел. Я такой информации вообще не получал до этого. Это просто было открытие для мира. Вот эти там выступали все суперзвезды. Да. Земля ведь огонь, да? Да, да, тоже да. Там были. Много. Ну не рок. Сколько там? Три дня, по-моему. Фанк. Да. Короче, дурдом, значит, кайфовый. Я вспоминаю такую передачу, она называлась «Фонокалейдоскоп музикал». Топ-20, топ-20.
И вот опять же, возвращаясь к этому приемнику ЗИШ, моя сестра, когда вот опять же она слушала это все и воспитывала меня, я там познакомился с группой Creedence и полюбил ее и несу это чувство до сих пор. Creedence были на выставках? Да, были, я же не знал, что были. Фиindcă ne apropiem de sfârșit, aș vrea să vorbim despre voi, despre trupa voastră, cum v-ați format, unde ați cântat, sunteți cunoscuți în, nu știu, ați fost pe la televiziuni sau sunteți la vânturile valurile pentru prima dată la televiziune. Spuneți-ne despre voi și ce planuri aveți, bineînțeles. Ну, Cine? У нас как бы Олег. Группа новая. Мы решили играть музыку. Собрались просто и договорились играть музыку, которая как бы, ну, популярнее не бывает этих да. песен. Просто у кого уже вообще даже нет никакой любви к музыке, они все равно знают эти песни. Вот мы решили играть и как бы играем где можно. Это скорее напоминает хобби, чем работа. Вот. Ну, музыканты все профессиональные, опытные, и проблем никаких нет. Ну, в планах продолжать играть то же самое, делать больше этих песен, их, слава богу, хватает. Хватает материала музыкального. Будем играть. Будем радовать тех, кто понимает. Вы кантац хитури, чели мари нумите хитури, али музичи рок. Eu când v-am ascultat prima dată, am spus, domnule, asta este un muzeu al muzicii rock. Aici se păstrează cele mai renumite piese din această muzică. Bun, din păcate, timpul ne presează, ne apropiem de sfârșit. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit, ne-ați cântat și mai mult decât atât am discutat despre muzica rock. Vă amintesc că puteți oricând să revedeți emisiunea noastră pe site-ul meu personal, Vânturile Cratimă, valurile.com sau pe platforma YouTube, Jurnal TV. Și în încheiere, bineînțeles că mai ascultăm încă o piesă mai celebră, nu știu dacă există, Another Break in the Wall.
We don't need no education.